Bine ați revenit în Agromagazin! A mai trecut o săptămână care sper că v-a fost ușoară și plină de roade, mai ales acum când a venit în sfârșit primăvara. Suntem la începutul lunii martie, luna echinocțiului de primăvară și a noului an agrar, a treia din an, popular numită Mărțișor. În spirit de sărbătoare, azi începem cu o poveste legată de Mărțișor și ale lui obiceiuri și tradiții deosebite. M-am oprit și la raionul de plante pentru a așeza acolo un trio fabulos. Inginerul nostru horticol s-a ocupat de tot. Am descoperit și o metodă foarte simplă și ieftină de construit microsolarii, o idee care trebuia să-și facă loc în magazinul nostru neapărat. Pentru că odată cu soarele primăverii, gândul meu zboară la vacanță, mergem și într-o destinație turistică uimitoare, ceva mai îndepărtată de plaiurile noastre mioritice. Reporterul nostru special ne va fi ghid. Ajungem la timp și pentru a trece prin atelierul meșterilor noștri să vedem ce ne-au mai pregătit. Agenda e încărcată și azi, așa că mai bine ne punem în mișcare. Știu că așteptați cu nerăbdare întâlnirea cu invitatul meu special, care, ca de fiecare dată, ne umple inima de liniște și pentru câteva minute ne oprim să-i ascultăm povestirile pline de învățăminte. Și de data aceasta vă invit să redescoperim împreună tradiții și obiceiuri uitate și să aflăm povestea din spatele evenimentelor importante pe care le găsim în calendarul ortodox în această perioadă. Mai ales că, indiferent de vreme și de vremuri, la noi, luna martie, luna echinocțiului de primăvară și a noului an agrar, a treia din an, popular numită Mărțișor, debutează ca o explozie de bucurie. Sigur, și în spatele acesteia se află o poveste pe care vă invit să o descoperim împreună imediat. Timpul este neiertător. Tace și trece, spun bătrânii. Așa petăcute am ajuns și în martie. Din punct de vedere calendaristic, astronomic și tradițional, luna martie este începutul de primăvară și reprezintă momentul propice când se pot realiza muncile agricole. Totodată martie este cunoscută și ca luna apariției buruienilor curățitoare de toxinele adunate în anotimpul friguros al iernii, la mare preț fiind urzicile, ștevia și leurda. Luna aceasta începe cu personajul mitic Marta sau Dochia. Baba Dochia, spune una dintre legende, o soacră rea, își trimite pe data de 1 martie nora la cules de fragi pe munte. Un moșneac pe care îl întâlnește în cale, poate chiar o personificare a lui Dumnezeu, dă tinerei neveste o mână de fragi pe care aceasta o aduce soacrei sale. Baba Dochia crede că a venit primăvara și începe a urca pe munte cu oile. Ca măsură de prevedere, îmbracă nouă cojoace, dar vremea fiind capricioasă, începe a lepăda unul către unul cojoacele. După ce dă jos și ultimul dintre cojoace, vremea se răcește brusc și Baba Dochia îngheață împreună cu oile sale. Sub această formă a conflictului soacră-noră, legenda simbolizează, de fapt, confruntarea dintre anul vechi și cel nou, dintre frig și căldură, dintre sterilitate și fertilitate. Printre obiceiurile care s-au păstrat în legătură cu această legendă se numără și acela că la început de martie fiecare om își alege o babă între 1 și 9 martie pentru a face previziuni cu privire la cum o să fie anul funcție de starea vremii din ziua aleasă. O altă legendă despre același personaj mitico-folcloric aduce în atenție însăși etnogeneza poporului nostru. Se spune că Dochia ar fi fost fata lui Decebal, regele dacilor, foarte frumoasă și deosebit de înțeleaptă. Îi cade dragă lui Traian, cuceritorul Dacii. Urmărită de trupele împăratului Romania, se ascunde în munți împreună cu oile pe care le păstorea. Când a văzut că nu mai avea unde să se ascundă, iar trupele romane aproape că o ajunseseră, Dochia s-a rugat la Maica Domnului și aceasta a transformat-o într-o bătrână. Tot în această perioadă, ca obicei de primăvară, aflăm un vechi obicei ancestral care aproape că se pierde în timpurile trecute ca datare, și anume purtarea mărțișorului. Cum arăta un mărțișor în vechime și cui era adresat? Mărțișorul era un șnur cu două fire, alb și roșu, pe care se punea un bănuț de argint. Firul alb reprezintă sănătatea, iar cel roșu șansa, ajutorul divin. Purtat la gât, mărțișorul a fost dăruit mai ales copiilor la început. Apoi s-a răspândit obiceiul acestui dar cu un rol protector făcut de bărbați femeilor. În unele zone, mărțișorul era purtat până la venirea berzelor și agățat ulterior într-un pom înmugurit sau chiar înflorit. Prin acest obicei, comunitățile sătești doreau ca întreaga familie să fie sănătoasă și curată ca argintul odată cu venirea primăverii. Așadar, ne transmit bătrânii, obiceiul mărțișorului are semnificații profunde și nu reprezintă nici de cum un automatism în a face daruri persoanelor iubite. Astăzi, în calendarul ortodox, ni se așează înaintea ochilor minții înfricoșata judecată. Este duminica izgonirii lui Adam din Rai, a treia săptămână pregătitoare a postului mare.
mai este denumită și Duminica lăsatului sec de carne, pentru că este ultima zi când pot fi consumate astfel de mâncăruri. Urmează săptămâna albă, cea în care este dezlegarea la produse lactate și ouă. Așadar, începem a posti de carne deocamdată, dar, spun Sfinții Părinți, foarte important este să fim atenți la semenii noștri, la felul cum îi putem ajuta. Mântuirea și judecata de apoi vor ține seama de fapte, așa că toată osteneala postului, evlavia și rugăciunea trebuie să aibă ca ultim scop slujirea lui Hristos prin slujirea semenilor noștri. Mesajul central al Evangheliei de astăzi este conținut în cuvintele: căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. În înțelepciunea populară regăsim aceste cuvinte sintetizate în proverbul: prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Se spune că în timpul vieții omul are trei feluri de prieteni: banii, rudele și faptele bune pe care le face. Ei bine, în fața lui Dumnezeu la judecată, doar faptele bune îl pot însoți și pot mărturisi despre el, despre evlavia, bunătatea și blândețea lui. Așadar, postul este o școală a libertății noastre de a face bine, o perioadă a bucuriei, a faptelor bune făcute din inimă, fără să ținem cont de data din calendar, pentru că, nu uitați, în calendar găsim repere cronologice, dar adevăratele repere sunt faptele noastre care merită să fie însemnate în calendar. De ceva vreme nu am mai pus pe rafturile magazinului nicio plantă minune. Știți că obișnuiam ca odată la câteva întâlniri inginerul nostru horticol să vă prezinte proprietățile benefice ale unor răsaduri care mai de care mai sănătoase. Ca să recuperăm și ca să nu vă supărați pe mine, am vorbit cu specialistul, iar azi vă aducem nu una sau două, ci trei plante cu proprietăți cheie pentru sănătate. Este vorba despre trioul ovăz, grâu, orz. Aceste plante constituie opțiuni cea mai sănătoasă pentru un mic dejun perfect sau pot fi consumate în salate, mai ales că în ultimul timp au început să câștige din ce în ce mai mult teren în alimentația persoanelor care își doresc să aibă grijă de sănătatea lor, să slăbească și să prevină sau să trateze anumite afecțiuni. Vă invit să descoperim împreună câteva motive pentru care ar trebui să includem aceste cereale în meniul nostru zilnic. Organismul uman are nevoie de vitamine, de minerale. Și putem foarte simplu să le facem la noi în casă, în grădină. Și astăzi voi vorbi despre banalul ovăz. Ovăzul, priviți, acesta este. L-am semănat în ghiveci alături de grâu și de orz, ca să fie, să pot să arăt telespectatorilor. Iarba de ovăz este foarte bogată în acid cafeic, în clorofilă, în acid ferulic, în lignină, în vercetină, în acid vanilic. Are nutrienții calciu, folat, fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, seleniu, zinc. Are vitaminele A, B1, B2, B3, B5, B6 și E. Combate insomnia, depresia, este tonic al nervilor, stimulează transpirația. Pur și simplu mâncăm câte o jumătate mână de ovăz verde, fie în salată, fie ca atare. După cum spuneam, oricine poate să cultive într-un ghiveci, într-o lădiță acasă, tot timpul anului și mai ales acum primăvara. Este foarte simplu de cultivat la noi în casă, în grădină, plante medicinale extraordinare. Astăzi voi vorbi despre iarba de grâu verde. Iarba de grâu verde, știe toată lumea cum se seamănă, că se seamănă de Sfântul Andrei. Cercetătorii au ajuns la concluzia că o jumătate de kilogram de iarbă de grâu verde este echivalentul a 11 kilograme de cele mai prețioase legume. Vă dați seama ce prețioasă este această plantă. Se cultivă foarte ușor, se seamănă sămânța, după aceea se pune un strat de cam de un centimetru de sol, maxim un centimetru de sol. În 3-4 zile răsare, după 4-5 zile putem să consumăm această iarbă verde de grâu. Ce conține aceasta? Conține vitamine foarte multe, minerale și oligoelemente. Consumul de
iarbă de grâu verde, combate cancerul, este bun în bolile mentale. S-au făcut niște studii la mari universități din lume prin care au fost tratate niște animale de anemie. În 5 zile, acele animale au scăpat de anemie după ce li s-a dat grâu verde. O altă plantă care putem să o cultivăm foarte ușor în casa noastră este orzul. Orzul conține calciu, fier, toți aminoacizii esențiali. Conține flavonoide, clorofilă, vitamina B12, care nu prea se găsește în multe plante, vitamina C, conține foarte multe enzime, minerale. Acestea ajută la vindecarea stomacului, vindecarea duodenului, colonului, pancreasului. Este un foarte bun antiinflamator. Se consumă câte o jumătate de mână de plante crude pe zi. Se poate asocia fie cu alte salate, fie se consumă direct ca atare. Pentru că tot am vorbit de plantarea acasă a acestor răsaduri, mi-a mai venit o idee. Am cercetat puțin și am găsit multă informație utilă. Câți dintre noi nu și-au dorit să cultive legume măcar o dată? Problema însă vine când nu ai suficient de suprafață și nici nu vrei să investești prea mult. Mini-solarul este cea mai rapidă metodă prin care poți obține legume sănătoase într-un timp foarte scurt, protejând plantele atât de vânt, cât mai ales de nopțile și diminețile încărocoroase, care pot da peste cap dezvoltarea culturilor pretențioase. Mini-grădina acoperită, sau, de fapt, mini-solarul, este simplu de realizat. Aveți nevoie de o suprafață plană pentru această construcție, iar arcadele se ridică la fel de ușor din țeavă PVC. Cât ai clipi, noul mini-solar este gata să fie pus în funcțiune. Am și imagini care să demonstreze acest lucru. Pentru că a venit primăvara, trebuie să vă recunosc că mie îmi cam stă capul la vacanță. Știu că nu sunt singura. Tocmai de aceea am început să caut cele mai frumoase destinații agroturistice de pe plaiurile mioritice, dar am trecut puțin și peste hotare. Am fost plăcut surprinsă când am văzut că reporterul nostru special ne-a pregătit un material tocmai dintr-o destinație de vacanță.
gând la gând cu bucurie. Așa că azi zburăm în Turcia și aflăm povestea orașului Mira, capitala provinciei Lichia. Un oraș condus cândva de femei. Un oraș care s-a lăsat cucerit de romani fără a purta războaie. Tot ce a rămas din acele timpuri sunt necropolele și un spectaculos amfiteatru cu o capacitate de 10.000 de locuri. Cuvintele sunt de prisos. Mai bine urmărim imaginile. Până să ajungem la Mira, am admirat strădania și ambiția turcilor de a face agricultură chiar și în zone pline cu piatră. Acești oameni valorifică fiecare palmă de teren și dacă nu dispun de pământ roditor, terasează zonele abrupte și aduc pământ fertil importat de la ruși sau polonezi. Mira a fost un oraș de conducere a provinciei Licia. Rămășițele sale sunt situate la aproximativ 1,5 km nord de Demre de astăzi, pe drumul Caș-Finiche. În această zonă, aproape de râul Demre, există o câmpie aluvionară fertilă, acoperită în mare parte de solarii cu legume. Se spune că aluviunile aduse din munți de acest râu au ajutat și în antichitate această zonă să se dezvolte și chiar să înflorească, zona fiind cultivată pe scară largă pentru export și comerț în interiorul provinciei. Revenind la orașul antic Mira, metropola provinciei Licia din perioada creștină timpurie, trebuie să vă spun că aici se află cele mai frumoase ruine greco-romane și liciene din regiune. Ceea ce vedeți în spatele meu sunt ruinele unui vechi oraș numit Mira, un centru comercial. Cumva, pe vremuri aici veneau probabil marinarii, oamenii de afacere ai vremurilor și făceau tot felul de schimburi comerciale. O să las pe Ozi, ghidul nostru, să ne spună mai multe despre acest oraș din antichitate. Aici a fost un loc de foarte mare și foarte bogat pentru marinari, adică un târg de schimbare de marfă. Din cauza asta, Lichia, la zona Lichia, orașul antic Mira a bogosit foarte, foarte multe. Ha, importantul, aici au fost femeile dominante. Dar la Lichia a fost tot oameni marinari și afaceriști foarte bogat în perioada a trecut până la romani. Romanii când a venit aici, Licean n-a făcut război. Zice că bine, sunteți puternici, noi suntem noi de războinic, poftiți să dau și taxe. Așa a trecut. Nici al lui oraș n-a fost ziduri. Adică oamenii vine peste tot aici doar pentru afaceri. Și romanii, bineînțeles, a fost foarte puternic, a venit și liceanii n-ai făcut lupta, a dat direct cheia al lui orașul, poftiți, asta orașul vostru și noi plătim taxe. Din cauza asta, romanii au fost mulțumiți din asta, nici n-ai consumat bani pentru război și a dat mai multe opțiune pentru licean și perioada asta liceanii au bogosit mai multe, adică au fost deștept. Femeile totdeauna câștigă din lupta. Mă rog. Poate nu degeaba a ieșit numele orașului Mira. Exact, bravo. Sunt diferite feluri de morminte aici, bineînțeles, nici sunt niște cavouri. Cavou semnă ca morminte de familie. Sunt mormintele care sunt sculptate la munte. La orașul antic Mira este prim morminte, dar această cetate din secolul XIII, turcii construit, Imperiul Selciucis, adică bunicul al lui Imperiul Otoman. Imperiul Selciucis niciodată nu venea la oraș, ca romanii. Romanii ce face? Când câștigat un oraș, imediat distruge tot orașul, construiește peste planuri, încă o dată, mai moderne, mai nou un oraș. Asta, capacitatea înainte, dacă a fost 3-4 mii de locuri, acum este 10-11 mii de persoane, adică a făcut mai mare un teatru. Ruinele orașului antic Mira constau dintr-o impresionantă necropolă, care include mormintele conducătorilor și a membrilor de familie ai acestora și un mare amfiteatru roman cu 35 de rânduri consecutive de locuri. Herman, Herman, komm und vorüber. Herman, vorüber. Über. Hermann, hol
Aici este zona de amfiteatru și pentru că sunt niște trepte acolo, o să mă duc să văd cum se vede peisajul de sus și după aia o să vă arăt și vouă. De trepte, câteva calorii pierdute și o recompensă mare. Ia uite, un peisaj super. Fațada amfiteatrului a fost bogat decorată cu măști teatrale și scene mitologice. În partea de vest a teatrului, peretele abrupt este anvelopat cu morminte compacte, foarte apropiate, săpate în piatră. Orașul antic este bine cunoscut și pentru faptul că aici a trăit Sfântul Nicolae. Am ajuns la sfârșitul întâlnirii noastre din această săptămână. Bineînțeles, nu înainte de a vedea ce ne-au mai pregătit inventatorii noștri pricepuți pentru rubrica de invenții. Nici săptămâna aceasta, meșterii nu se lasă mai prejos. Am tras puțin cu ochiul prin atelierul lor și cred că mi-am dat seama ce ne vor prezenta azi. Un soi de felinar cu aer rustic și foarte original, construit doar din câteva bucăți de lemn, un borcan de sticlă și un bec. Rezultatul? Uimitor pentru ceva care necesită atât de puține materiale la îndemâna oricui. Dacă nu vă puteți imagina cum arată, atunci să privim imaginile. Mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Aceasta a fost emisiunea noastră de azi, iar până duminica viitoare, când vă dau întâlnire tot la aceeași oră, eu vă doresc o săptămână plină de roade și noroc în toate.